Ucraina a adus și oportunități de afaceri în țara noastră. Ingenioși și ajutați de sumele decontate de stat, proprietarii de locuințe din România oferă tot mai multe spații de cazare pentru refugiații ucraineni. Cei care găzduiesc ucraineni primesc bani de la stat. În plus, nu trebuie să-i declare la ANAF și n-au alte obligații fiscale. Programul guvernului și facilitățile pe care le primesc sunt mană cerească și pentru proprietarii de hoteluri sau apartamente de la malul mării. Unde exact este garsoniera? În Constanța, în Mamaia Nord. E vorba despre un cuplu cu doi copii. Și sunt mari copii? 2 și 4 ani. Cât timp ar putea să stea la dumneavoastră? Că acum vine iarna, nu e extra sezon, dar... Păi, în principiu, dacă rămân, nu-i dau afară în perioada verii. Guvernul decontează zilnic pentru fiecare refugiat 50 de lei pentru cazare și 20 de lei pentru mâncare. Masa o asigurați dumneavoastră sau... Păi nu, le returnez bănuții cei 20 de lei, să le asigur. Eu cum vrei, depinde cum vrei. Suma plătită pentru cazarea unui refugiat ajunge la 2100 de lei pe lună, bani neimpozabili. Într-un apartament cu două camere, proprietarii bagă și cel puțin 6 persoane. Asta înseamnă 12600 de lei, o sumă și de 5 ori mai mare decât chiria pe care ar fi încasat-o pe piața liberă. De exemplu, o familie dintr-o comună din Sibiu câștigă lunar de la stat peste 30.000 de lei. O familie cu 13 membri. Toți 13 stau într-un singur loc la aceeași familie din comuna dumneavoastră? Da, este un imobil cu locuințe multiple, nu este unifamiliar, este pentru două familii și dat fiind faptul că sunt doar 3 adulți și 2 și restul copii au posibilitatea să trăiască civilizate. Dacă Mamaia este la mare căutare, în Vama Veche nu se înghesuie nimeni. Nu am primit nicio solicitare, nu avem refugiați în localitate. Refugiații ucrainieni preferă să stea în Mamaia, preferă să stea în Mamaia Nord, în clădiri de lux și pe noi doar ne tranzitează. Primarii din localitățile tranzitate cel mai mult de ucraineni au semnalat probleme. Proprietarii încearcă să declare mai mulți refugiați. Noi verificăm pe teren cu poliția locală. Peste 200 de milioane de lei a decontat statul din aprilie până în prezent pentru cazarea și masa refugiaților. Cei mai mulți s-au dus către persoane fizice din București, Constanța, Suceava, Cluj și Sibiu.